Împreună cu poporul care în dimineața aceasta a venit în casa Domnului să se închine, aș vrea să spunem din toată inima că a preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Vă rog să mă îngăduiți ca înainte de a mă apropia de acest cuvânt pe care l-am citit, pasajul din debutul predicii de pe munte, să spun un cuvânt pentru o soră care s-a găsit pentru o vreme în mijlocul nostru în vizită și se va întoarce în săptămâna care urmează. Se va întoarce în România. Vă rog să vă ridicați în picioare. Vreau să vă încredințez un cuvânt de salut pentru frații din biserica sau din bisericile pe care le veți întâlni la întoarcere în România. Cuvântul de salut al bisericii noastre pentru frații și surorile de acolo este din 2 Ioan, versetul al 3-lea, un cuvânt pe care îl dorim împlinit din partea Domnului peste cei de acolo. Cât despre dumneavoastră, dorim ca Dumnezeu să vă ocrotească în călătoria aceasta, în întoarceri spre casă, să vă poartă de grijă și, dacă vă rândui să mai veniți în mijlocul nostru, ne vom bucura Domnul să vă binecuvânteze. În timpul șederii aici ați avut ocazia să vedeți și bune și mai puțin bune printre noi. Vă rugăm pe acelea bune să le păstrați, iar pe acelea mai puțin bune să le lăsați deoparte, că nu sunt de folos nimeni. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. De ceva vreme ne-am întors privirile ca să cugetăm la adevărurile pe care Domnul Iisus le-a cuprins în cea mai frumoasă și mai profundă predică rostită vreodată sub soare, și anume predica de pe munte. Predica aceasta începe cu secțiunea numită Fericirile. Și vreau să vă spun că la examenul care se dădea mai demult la admiterea la Institutul Teologic, la seminarul de la București, una din întrebările puse candidaților era și aceasta: care sunt cele 8 fericiri din predica de pe munte? Și pentru mulți candidați, întrebarea aceasta era o întrebare grea, pentru că trebuia să le spui pe toate 8 și trebuia să le spui în ordine și să nu le încurci spunând de cei ferice, de cei săraci în duh, motivând cu ferice de cei blânzi de bună oară. Trebuia să știe exact ce cu ce corespunde. Când am dat eu examenul acesta, întrebarea a lipsit, dar la ceilalți de dinaintea mea, aproape în fiecare generație a fost. Când am auzit de întrebarea aceasta, m-am verificat pe mine însumi să văd dacă aș fi trecut examenul și vă mărturisesc că am fost la limită, pentru că le știam cam pe toate, dar poate nu în ordinea în care Domnul Iisus le-a enunțat aici. Aș vrea să vă spun, pentru început, câteva lucruri cu caracter general despre aceste fericiri pe care Domnul le cuprinde aici. Primul lucru pe care vreau, de fapt, să-l spun este că Domnul aici se adresează tuturor celor ce vor să fie ucenici ai Lui. Am citit că Domnul a văzut noroadele, s-a suit pe munte și apoi ucenicii Lui s-au apropiat de El. El, în momentul acela, s-a așezat jos și a început să-i învețe. Ai avea impresia, la o citire superficială, că Domnul Iisus a rostit toate aceste lucruri atât de frumoase, atât de minunate, doar pentru cei câțiva ucenici pe care îi avea deja. Dar aș vrea să vă spun că toate aceste lucruri care sunt cuprinse în predica de pe munte, deci inclusiv fericirile, se adresează tuturor ucenicilor Domnului Iisus și nu doar apostolilor. Cu privire la apostoli, aș vrea să vă spun că până în momentul în care Domnul rostește predica de pe munte, Domnul avea doar 4 dintre cei care urmau să fie numiți apostoli. I-a găsit lângă Marea Galilei, i-a chemat și oamenii aceștia au venit. Pe alții dintre apostoli îi va chema mai târziu de bună oară, în capitolul 9, citim despre chemarea lui Matei.
Acum când Domnul rostește predica de pe munte, el încă nu avea format sau bine conturat grupul celor 12 pe care noi numim câteodată ucenici, câteodată apostoli. Expresia ucenicii lui aici îi cuprinde pe toți aceia care îl urmau pe Domnul cu gând să audă de la el lucruri frumoase din cuvânt și pe care să le împlinească în viața lor. Oamenii aceia care doreau să asculte de Domnul și să-i urmeze exemplul. Ăștia erau ucenicii Domnului Iisus. Numai că s-a întâmplat acolo, în contextul acela, așa cum se întâmplă de obicei acolo unde se adună oamenii ca să asculte predici. Cei mai aproape vin cei care sunt foarte interesați și vor să asculte, să prindă bine totul, să nu scape niciun cuvânt. În întâlnirile noastre se face că lângă predicatori stau muzicienii, de o parte și de alta sunt cei care cântă în formații. Mi-ar place să cred că ei sunt interesați și să asculte cuvântul Domnului, să-i binecuvânteze. Poi sunt ceilalți ascultători care se așează după preferință în sală și sunt și ascultători care atunci când se predică din Evanghelie stau pe holul bisericii sau prin parcare dacă nu merge sau așa mai departe. N-ar putea nimeni să mă convingă de faptul că ăia sunt cei mai interesați de cuvânt care stau în hol. Nimeni nu va putea să mă convingă de asta. S-a întâmplat și acolo, exact ca și în vremea noastră. Ucenicii Domnului Iisus, cei care voiau să audă cuvintele Lui, să-i soarbă de pe buze cuvintele, au venit mai aproape de El. Au fost noroade care s-au apropiat de El atâta cât le-a permis locul acela și au fost și unii, poate, care au stat pe demargine sau dacă au văzut că nu se întâmplă nicio minune, după primele 10 minute, 15 minute, au plecat în căutare de altceva. Este treaba lor. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că fericirile acestea se referă în mod egal la toți ucenicii Domnului Iisus. N-aș vrea să creadă cineva că există între ucenicii Domnului Iisus un grup sau o secțiune care sunt mai săraci în Duh. N-aș vrea să creadă cineva că între ucenicii Domnului Iisus există un alt grup constituit din cei care plâng, că ar fi un alt grup în ucenicii Domnului Iisus care s-ar caracteriza sau ar avea în comun blândețea. Nu. Vreau să înțelegem foarte bine că toate aceste lucruri sunt lecții pe care creștinii, copiii lui Dumnezeu, ucenicii Domnului Iisus, ei trebuie să le învețe pe toate și nu doar cele care le plac lor. După cum vorbim despre cele 9 trăsături ale roadei Duhului și se accentuează mereu faptul că, deși sunt 9 trăsături, este o singură roadă și că noi, copiii lui Dumnezeu, botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să dovedim toate cele 9 trăsături, aș îndrăzni să spun că și aici lucrurile stau la fel. Că toate adevărurile rostite în predica de pe munte ne privesc în mod egal pe toți. Nu pe unii mai mult, iar pe alții mai puțin. Un al treilea lucru pe care aș vrea să-l semnalez, înainte de a mă apropia strict de versetul de care mă voi ocupa în dimineața aceasta, este că termenul ăsta cu care încep versetele fericirilor, termenul ăsta redat de Cornilescu, fratele nostru, prin ferice, de multe ori noi îl înțelegem greșit. E poate un joc de cuvinte sau poate ne vine repede la îndemână să facem legătura aceasta. Ferice nu înseamnă neapărat fericit. Și poate că veți fi surprinși să mă auziți că fac această afirmație. Ferice nu înseamnă neapărat fericit. Am să vă spun că, în general, fericirea poate fi definită ca o stare de beatitudine pe care o experimentezi, care vine peste tine și pleacă. Poți fi dimineața fericit și poți să fii la amiază trist.
Poți să fii în ziua de astăzi fericit că ți-au mers lucrurile bine, iar mâine să fii trist. Când Domnul Iisus spune ferice de cei săraci în duh, El nu se referă la ceva care vine și trece. Care la dimineață, să zicem, simți și experimentezi, iar după masă se schimbă. Nu. Când Domnul Iisus spune ferice, El definește sau exprimă sau transmite, vrea să spună ceva ce este statornic, ceva ce rămâne. Poate că vă va fi mai ușor să mă înțelegeți când spun lucrul acesta, dacă am să vă dau un exemplu simplu de tot și la îndemână. De bună oară, ai un vecin care ție ți-a făcut rău și cu orice prilej te-a șicanat, te-a necăjit, s-a folosit de toate drepturile și a trecut chiar dincolo de ele ca să-ți facă ție zile fripte, cum zicem noi românii. Și vine o zi în care vecinul ăsta îți cade la mână. Ai intrat cu mașina într-un mal de ăsta de zăpadă, se tot chinuie și înainte și înapoi și nu mai iese de acolo. Și dintr-o dată te simți fericit. În sfârșit Dumnezeu ți-a făcut dreptate. Nu-i așa? Te simți fericit. Vreau să spun că fericirea asta nu e o fericire grozavă. Cuvântul ferice, el aș traduce mai degrabă printr-o expresie. Și expresia aceasta ar suna cam așa. Ce bine este de omul care. Ce bine este de omul care. Pentru că poți fi fericit într-un anume moment al vieții tale făcând ceva ce este rău. Dar nu-i bine de tine că ai făcut, că te-ai simțit fericit în momentul acela. Nu-i deloc bine. Dar tu te poți simți fericit în momentul ăla. De bună oară te poți simți fericit ca tânăr dacă pentru un examen important ai învățat doar o singură lecție și când te-ai dus la examen ai tras biletul și exact lecția aia ți-a căzut ție. Te poți simți fericit, avantajat față de colegii tăi care au muncit pe brânci pentru examen și-au învățat toate subiectele care s-au cerut. Și poate că tu care ai învățat numai lecția aceea și ai tras biletul acela, să zicem, mai luat 10 la examen și colegii tăi care s-au străduit din greu, i-au luat doar 8 pentru că i-au învățat totul. Numai că vine vremea când școala se termină, ai obținut diploma și începi să practici meseria pentru care te-ai pregătit. Și începi să dai din colț în colț pentru că tu nu știi numai o lecție, pe când ceilalți din jurul tău știu mai multe, că le-au învățat cu seriozitate. Vedeți de ce nu aș putea pune semnul egal între cuvântul ferice și a fi fericit? Deci revin și spun. Când Domnul Iisus spune cuvântul ferice, sau ceea ce a tradus Cornilescu prin ferice, eu cred că ar trebui să înțelegem ce bine este de omul care face așa. Pentru că s-ar putea să nu fie foarte fericit în momentul în care face așa și cu toate acestea să fie bine de el. Haideți să ne uităm la cuvânt, la modul concret. Zice Domnul Iisus, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Păi în momentul în care plâng, ei nu experimentează fericirea, aceea stare de beatitudine care te face să sari în sus, să strigi. Ce strigi? Ei plâng pentru o anumită întristare pe care o simt. Numai că întristarea aceea, dacă este după voia lui Dumnezeu, va aduce cândva un bine în viața lor și Domnul Iisus spune, ei vor fi mângâiați. Pornind de la această observație, aș vrea să tragem o concluzie. Toate fericirile despre care Domnul Iisus vorbește aici se vor împlini atunci când Dumnezeu, în suveranitatea Lui, va așeza pe pământul acesta iarăși lucrurile așa cum trebuiau să fie. Ele nu sunt acum așa cum le-a gândit Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat lumea, toate lucrurile pe care le-a așezat în ea, toate erau bune. S-a uitat la toate, erau bune și le-a binecuvântat Dumnezeu. Și relațiile dintre ele și funcționalitatea lor, totul era desăvârșit. Dar s-a întâmplat acel incident despre care teologii vorbesc și îl numesc căderea în păcat. Și din acel moment, de când omul a căzut în păcat,
Și prin această cădere a lui, păcatul a intrat în lume, toate lucrurile au devenit altfel de cum erau gândite de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în bunătatea lui, a hotărât să nu le lase așa. Pentru o vreme le-a îngăduit să rămână așa. Dar va duce o vreme pe care aș numi o restaurare a tuturor lucrurilor. Atunci când toate lucrurile vor fi restaurate, atunci toate aceste fericiri despre care se vorbește aici, toate aceste stări, ele vor deveni realități. Până atunci, poate că unele dintre ele le vom experimenta, iar altele nu. Dar atunci, în chip desăvârșit, le vom experimenta pe toate, să vii să fie Domnul. Amin. Prima dintre cele 8 stări este a celor săraci în Duh. Și Domnul spune, a lor este împărăția cerurilor. Ca să mă folosesc de o expresie românească populară, pe la țară se zicea, ce a lor e pus deoparte. Și dacă e pus deoparte de Dumnezeu, nimeni nu se poate atinge și nimeni nu le-o poate lua, slăvit să fie Domnul. Ce înseamnă a fi sărac în Duh? Ar fi multe explicații, cred că data trecută când am vorbit despre subiectul acesta, am lăsat cel puțin o idee de bază, și anume că a fi sărac în Duh înseamnă, printre altele, a fi gata să te lași învățat de Domnul. Să te lași învățat de Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că acesta a fost punctul în care fariseii și cărturarii din vremea Domnului Iisus au falimentat cumplit. Oamenii ăștia l-au ascultat pe Domnul și ar fi avut atât de multe de învățat de la ei. Dar pentru că el nu învățase în școala niciunui din rabinii vremii, pentru că el nu avea o pregătire omenească, pentru că era considerat un tâmplar sau fiul unui tâmplar, ei n-au vrut niciodată să învețe de la Domnul, deși l-au auzit de foarte multe ori și ar fi avut ce să învețe. Ei bine, oamenii ăștia n-au fost săraci în Duh, dar noi suntem chemați să ne lăsăm învățați de Cuvânt. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am continuat apoi vorbind despre fericirea celor ce plâng. Și dați-mi voie să vă spun și acum, și atunci am simțit cât de greu mi este să-i convinc pe ascultătorii mei că poate să fie bine de tine în starea în care tu plângi, tu vergi lacrimi. Vedeți, noi trăim într-o societate care aleargă la un potop de desfrâu, la distracție. Oamenii din ziua de astăzi cheltuie enorm ca să se simtă bine, ca să aibă fun și alte lucruri de felul acesta. Industria divertismentului învârte probabil cei mai mulți bani în ziua de astăzi. Poate mai mulți decât sănătatea, mai mulți decât educația. Și drept este că un om care muncește și produce și vine trudit seara acasă, nu va câștiga niciodată la fel de mult cât câștigă un artist care se strâmbă pe o scenă în fața unui microfon și face pe 25 să râdă și ei. Însă, în lumina Bibliei, lucrurile stau foarte diferit, pentru că înțeleptul din vechime, și când spun lucrul acesta, mă refer la înțeleptul Solomon, în Eclesiastul, în capitolul 7, vorbește despre lucrurile acestea și spune unde este mai bine să te duci. El zice, printre altele, că este mai bine să mergi într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Și dacă ar trebui să alegi, după masa aceasta, unde să mergi, într-o casă de jale sau într-una de petrecere, întreabă-te unde ai alege. De ce e mai bine într-o casă de jale? Pentru că acolo omul își aduce aminte cât de trecător este și pune la inimă lucrul acesta. Pentru că prin întristarea feței, va spune în continuare înțeleptul din vechime, inima omului se face mai bună. Luca, în versiunea pe care el o redă în Evanghelia sa, în capitolul 6, pasajul acesta al fericirilor, zice... rămânem la textul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Revin, spuneam în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, Luca redă o altă versiune a acelorași fericiri. Și el zice acolo, vai de voi cei ce râdeți acum, căci voi vă veți stângui.
Și mă surprinde faptul că, deși acest cuvânt este scris în indiferent ce traducere Biblie, engleză, franceză, în foarte multe biserici locale accentul se pune pe râs, pe bună dispoziție, pe să ai fun. Mi-aduc aminte că un verișor din partea soției s-a dus odată într-o dimineață la adunare, nu știu cât să fie, avut vreo 15-16 ani, și tatălui, un om foarte credincios, în dimineața aceea n-a putut să meargă. Însă la amiază, când fiul lui, verișorul nostru, s-a întors acasă, l-a întrebat: măi, Silviule, cum a fost la adunare? Și tânărul ăsta a spus: atât a fost de fain, așa ne-am râs. Deci, nu știu cine a predicat atunci, nu eu, că el e mai mare decât mine, eu eram mai mic decât el în vremea aceea. Dar la întâlnirile noastre, râsul, să știți că nu-și prea are locul. Râsul, amuzamentul, are locul lui, poate, în afară, dar nu aici. Aici a trebuit să stăm și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și în lumina acestui cuvânt să ne analizăm starea și dacă vom vedea că suntem bine, să mulțumim lui Dumnezeu. Iar dacă vom vedea că nu suntem bine în armonie cu cuvântul citit, ar trebui să ne plângem starea, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne îndreptăm. Doamne, ajută-ne la toți la asta și începe cu mine. Dar dimineața aceasta ar trebui să vă vorbesc despre cei plânsi, căci ei vor moșteni pământul, și vă mărturisesc aseară. M-am tot codit oare să vorbesc din pasajul acesta sau nu. Știți de ce am avut ezitări? Nu mă refer la starea mea de sănătate, care nu mă prea încurajează acum. Mă gândesc la lucrurile pe care trebuie să vi le spun din acest cuvânt. Și orice ați crede de dumneavoastră despre mine, nu sunt cea mai potrivită persoană să vă vorbesc despre blândețe. Știu că unii aveți o părere foarte bună despre mine, ca și un om blând. Aș vrea să vă spun că asta este doar o imagine. S-ar putea să nu fie așa. Tinerii care au trecut prin casa noastră poate m-au văzut și în alte ipostaze, pentru că atunci când am văzut ceva ce nu-mi place la copiii mei, am ridicat tonul și m-am răstit. Și copiii mei mi-au spus: tată, dacă ai ceva să ne spui, spune-ne între patru ochi, să nu-mi audă și alții. Și am spus: mă, nu pot, asta este. Când e ceva ce nu-mi place, vă spune dreptul, să știe și alții că nu-mi place lucrul acesta. De asta vă spun că mă simt, vă vorbesc foarte sincer, mă simt nepotrivit să vă vorbesc eu, dumneavoastră, despre blândețe. Dar până la urmă am zis, totuși va trebui să vorbim și despre lucrul acesta și ce vă spun dumneavoastră, întâi să-mi spun mie. Și rog pe Dumnezeu să mă ajute să împlinesc acest lucru. Amin? La tot să ne ajute. Poate că ați socotit că nu-i necesar să lămurim ce înseamnă blândețe. Nu-i așa că avem impresia că știm toți ce înseamnă să fii blând. Vreau să vă spun că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. De bună oară, eu am cunoscut oameni care sunt nepăsători. Nu le pasă. Orice se întâmplă în jurul lor, nu le pasă. Pe ei nu-i afectează. Au un calm așa de... Și despre ei, mulți cred că sunt blânzi. Cunosc un frate în Arad. Într-o intersecție unde el avea prioritate, cineva a intrat cu viteză mare și l-a lovit. S-a dat din mașină jos, s-a învârtit de 3 ore în jurul mașinii, n-a rostit niciun cuvânt. Și acum celălalt, șoferul vinovat, se aștepta acum, când explodează ăsta, cât i-a spune. Și fratele nostru a zis doar atât: m-a lovit. Numai atât. Asta este ceva ce ține de temperamentul lui. Este un om pașnic. S-ar putea întâmpla să consideri blând pe omul care este nou la locul de muncă. În primele 3 luni la locul de muncă și multe lucruri la locul de muncă nu sunt așa cum și le-ar dori. Dar omul ăsta, pentru că știe că este în probațion, pentru că știe că este supravegheat, nu va îndrăzni odată să explodeze. Când ești în primele 3 luni la locul de muncă și ai vrea să rămâi acolo, nu ți-ai permite să trai șutul la tomberoane când ceva nu-ți merge bine, când a făcut un coleg vreo prostie și cade vina pe tine. Nu? Nu-ți permiți asta. Și asta e o blândețe calculată, dar nu e o blândețe reală. Ca să văd ce înseamnă
Sau cei cu blândețea aceasta vă mărturisesc că m-am uitat prin câțiva scriitori, comentatori ai Bibliei, oameni cu înțelepciune. M-am uitat de bună oară în William Barclay să văd ce zice el despre înțelepciune. M-am uitat în Martin John Lloyd, m-am uitat să văd ce spune și el. M-am uitat în John Stott, m-am uitat în Matthew Henry. Și am zis, vreau să văd ce spun oamenii ăștia de înțelepciune, să nu spun eu singurul Iosif de la Montreal. Vreau să vă spun că am rămas surprins să văd că oamenii aceștia spuneau toți că blândețea despre care Domnul Iisus vorbește în Predica de pe Munte nu este o trăsătură naturală, o trăsătură născută a caracterului cuiva. Ci ei spun, toți oamenii aceștia într-un glas, că blândețea despre care Domnul Iisus vorbește aici este o trăsătură dezvoltată în noi supranatural, pe căi care scapă controlului nostru. Cu prima parte a afirmației lor, eu sunt de acord. Cu partea a doua, nu. Sunt de acord că blândețea nu este neapărat o trăsătură înnăscută. Însă nu cred că trebuie să așteptăm să vină Duhul Dumnezeu ca să facă în caracterul nostru, să așeze în caracterul nostru blândețe. În Noul Testament, în repetate rânduri, veți găsi că suntem chemați să dovedim blândețe. Asta înseamnă că, cel puțin, într-o anumită măsură, este datoria și responsabilitatea noastră să dezvoltăm în noi, să fim preocupați să avem această trăsătură de caracter. Știți, în Proverbe 22, cred cu 24, și pentru că nu vreau să dau greș, aș vrea să caut acest cuvânt, vreau să vi-l citesc. 22 cu 24, da. Zice înțeleptul, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui. Și dați-mi voie să vă spun, reciproca este valabilă. Dacă mânia se poate deprinde, adică se poate învăța, dacă tu, care nu ești un om mânios, împrietenindu-te, întovărășindu-te cu un om care este mânios, te poți pomeni la un moment dat că ai devenit și tu mânios, aș vrea să vă spun că și cu blândețea se întâmplă la fel. Și blândețea poate fi învățată. Că e așa, ne-o spune și Matei în 11 cu 30. Mântuitorul Iisus le spune ascultătorilor lui și ne spune și nouă, și pentru noi sunt valabile cuvintele acestea. Poate că ar fi bine să citim cu 29. Luați jugul meu, poate chiar 28. Hai să venim, da, de la 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Continuăm. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dragii mei, cel puțin până la un anumit punct, până la un anumit nivel, blândețea se învață. Dar trebuie să fii preocupat să o dobândești. Trebuie să fii preocupat să te schimbi. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi și pe care Dumnezeu se așteaptă să le facem noi și sunt lucruri care nu mai pot fi făcute de noi, ci trebuie să fim ajutați din afară. Ei bine, acolo Dumnezeu intervine și ne ajută El. Ce înseamnă să încerci să dovedești, să dobândești blândețe? În primul rând, trebuie să te cunoști bine pe tine însuți. Că dacă ai ști cu adevărat cine ești tu și de ce ești în stare, atunci
nu te-ar mai irita așa de mult neajunsurile din viața celorlalți, că e vorba de oameni din familia ta sau că e vorba de oameni din anturajul tău, la școală, la locul tău de muncă. Dacă ți-ai cunoaște starea și propriile slăbiciuni și lipsuri și carențe, dintr-o dată ai devenit smerit și ai zice, măi, nu mă mai enervez pe ăla care mi-a spus ce mi-a spus, pentru că nu sunt nici eu ușă de biserică în toate privințele. Când spun lucrul acesta, dați-mi voie să accentuez, mă refer la mine. Mi s-a întâmplat câteodată să-mi caut cheile de la mașină și cred că experiența aceasta vă este cunoscută. Și nu dau de ele. O întreb pe soția mea, unde ai pus cheile? Ea nevinovată îmi spune, n-am umblat cu ele. Măi, nu se poate, aci le-am pus pe noptieră. Nici n-am fost pe aci. Tu le-ai luat, numai că nu mai știi. Și vreo 10 minute trec, 15, mai bombăr, mai caut și dau de ele în locul unde îmi dau seama că eu le-am pus. Acum ar trebui să mă duc să spun, dragă, uite, le-am găsit, știu că tu nu le-ai atins, eu le-am așezat acolo, dar vine greu. De ce? Pentru că am o părere destul de bună despre mine. Cum o să recunosc eu în fața soției că ea a avut dreptate și că eu sunt ăla vinovat? Dar trebuie să facem și pe asta. Dați-mi voie să vă spun, blândețea începe cu o părere cumpătată despre noi. La doilea rând, blândețea continuă cu iubirea semenilor noștri. Pentru că noi suntem chemați să iubim pe semenii noștri. Și blândețea este o manifestare la exterior a dragostei pe care trebuie să o dovedim față de ei, a respectului, dacă vreți. Spunea Apostolul Pavel fraților din Filipi, în capitolul 4 al acestei scrieri, în versetul al 5-lea, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Filipeni 4:5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Frații mei, cuvântul ăsta al Apostolului Pavel, cuvânt de îndemnare, este foarte profund. Există oameni care ne cunosc ca oameni blânzi. Dar oare toți cei care ne cunosc, ne cunosc în felul acesta? Dacă ar trebui vecinii noștri să facă o caracterizare despre noi, între trăsăturile pe care ei le-ar cuprinde, blândețea ar fi enumerată? Că dacă nu, e o problemă. Pe clasa a treia eram la școală și mi-a cerut învățătoarea să facem o compunere despre colegul de bancă. Doamna învățătoare avea ceva de rezolvat și ea și ne-a lăsat libere așa pe două ceasuri. Dar eu nu eram preocupat să fac ce ne-a cerut ea și găseam tot timpul, ba desenam, ba, mă rog, alte lucruri. Ea m-a văzut și după vreo două sau trei ceasuri m-a chemat la catedră și m-a întrebat vreau să văd compunerea ta, o să-mi arăți? Aveam scrise două rânduri și trei sferturi. Și m-a întrebat în trei ore, două rânduri și trei sferturi și mi-a pus nota 3. Pe clasa a treia, nota 3 era un adevărat șoc. Mai ales într-un sat mic unde se auzea până la marginea satului ce note ai căpătat tu. Dar de ce ai scris numai atâta, m-a întrebat. Te-ai jucat, nu? Și am spus, nu, doamnă, n-au să scriu nimic rău despre el. Da, puteai să scrii de bine. La asta nu mă gândisem. Frații mei, surorile mele, ce vreau să vă spun este că despre noi trebuie să avem o părere umilă, modestă, smerită și despre cine în jurul nostru să avem o părere mai înaltă. Nu greșim dacă avem mai înaltă decât se cuvine. În dreptul nostru să nu avem o părere mai înaltă decât se cuvine. Trebuie să dovedim blândețe. Și revin la versetul de mai înainte. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Dacă toți cei care ne cunosc ar fi solicitat să scrie ceva despre noi, blândețea s-ar regăsi în lucrurile pe care ei le-ar putea scrie despre noi? Nu mă refer la prietenii noștri cu care ne face plăcere să petrecem. Mă refer la oamenii în general, cei care ne cunosc, cei cu care avem de-a face tangențial la locul de muncă. Dacă ar trebui ei să scrie o compunere despre blândețe, ar trebui să ne poată da pe noi ca drept exemplu. Atunci când nu mai au cuvinte în a descrie această calitate, să spună, uite, cam așa, ca fratele
Iosif, numai că poate nu pot. Vă spune cineva, frate, Apostolul Pavel, când vorbește despre trăsăturile roadei Duhului Sfânt, între ele enumeră și blândețea. E adevărat, dragii mei. Dar vreau să vă spun că blândețea, până la un anumit punct, rămâne în responsabilitatea noastră. Dincolo de punctul acela, vine Duhul Dumnezeu și desăvârșește. Dar dacă eu, Iosif, nu sunt preocupat să fiu, să devin o persoană blândă, Duhul Sfânt nu va veni să implementeze cu forța în mine această trăsătură frumoasă de caracter. Nu mă va obliga Duhul Sfânt, cine știe, poate Dumnezeu ar face o excepție, dar ca linie generală nu. Noi trebuie noi să fim preocupați să devenim oameni blânzi. Blând înseamnă să nu fii preocupat să-ți aperi drepturile. Numai că noi trăim într-o societate care dezvoltă în noi estim de soare. Self-esteem. Te învață societatea că dacă vrei să ai succes, trebuie să te lupți pentru drepturile tale, trebuie să fii bătăios. Selecția naturală a lui Darwin. Supraviețuiește el mai tare, nu? În creștinism lucrurile sunt foarte diferite. Noi trebuie să fim blânzi pentru că Domnul Iisus ne-a spus că aceasta e calea spre împlinire. Iată de bună oară pe Avraam. Despre blândețea lui Avraam nu se prea vorbește. Credincioșia lui față de Dumnezeu, încercările lui, da, dragostea lui față de Dumnezeu, ascultarea lui Avraam. Am încercat și eu în câteva rânduri să vorbesc despre el, dar n-am vorbit despre blândețea lui. A fost un moment în care între slujitorii lui și slujitorii nepotului său, Lot, s-a riscat o ceartă. Și știți cât de greu este să împaci niște oameni de la niște lucruri de astea materiale? Cât de greu este să îi împaci? Ar fi putut să izbucnească un conflict între Lot și Avraam, între Avraam și Lot. Dar Avraam zice, auzi, să nu fie ceartă între mine și tine. Ești mai tânăr, eu sunt mai în vârstă, tu ești nepotul, eu sunt unchiul. Hai să spun, alege tu. Dacă tot nu se poate să stăm împreună, alege tu. Dacă vrei stânga, eu mă voi duce în dreapta. Dacă vrei dreapta, mă voi duce în stânga. Las la latitudinea ta. Ăsta e un om blând care nu-și apără dreptul. Ți-a fost călcat dreptul în picioare și ține apărat să știe toți, comitetul și tot. Nu, frate. Fii blând, că Dumnezeu îți va apăra cauza. S-a vorbit despre Moise. Despre Moise s-a spus, Numeri, capitolul 12, versetul al 3-lea. E o precizare acolo pe care unii cred că au introdus-o în textul biblic niște copiști ai legii care au trăit după Moise. Că Moise nu putea să spună despre lucrul ăsta. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Moise n-a fost așa. Blândețea s-a dezvoltat în el mai târziu. Că școlile Egiptului l-au învățat cum să facă dreptate prin violență. Dar lecțiile lui Dumnezeu nu sunt lecțiile Egiptului și lecțiile Egiptului nu sunt lecțiile lui Dumnezeu. Și despre Moise se afirmă lucrul acesta în ultima parte a vieții lui, în ultimii 40 de ani. Știți, viața lui Moise a fost împărțită în trei mari perioade. Primii 40 în care lumea, prin școlile Egiptului, l-a învățat că el este cineva. Apoi a trebuit să fugă și a ajuns și a mai stat 40 de ani în Madian și acolo s-a ocupat de oi, deși avea poate cea mai înaltă pregătire din cât locuia un Madian, el s-a ocupat de oi. Și în perioada acestor 40 de ani el a învățat că este un nimic, un nimeni. Pentru că în ultimii 40 de ani ai vieții lui să afle din nou ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Și Moise este cel mai blând om de pe fața Pământului. Vreau să vă spun că pentru mine Moise este un exemplu de lider. S-a sacrificat atât de mult pentru poporul acesta. A mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru popor cum nimeni altul n-a mai făcut-o. Și au fost momente și nu puține în care din popor, din aia pe care i-a hrănit, din aia pe care i-a călăuzit și i-a învățat, din aia s-au adunat câțiva să-l dea jos, să arunce cu pietre după el, să întoarcă în Egipt, să-și pună ei alt conducător, după gustul lor.
Și Moise ar fi putut de multe ori să spună, m-am săturat, plecați unde vreți, Dumnezeu pe mine mă va face un neam mare, iar de voi vom vedea ce se va lege. Dumnezeu, Moise și-a dus lucrarea cu blândețe până la capăt. Și nu știu să fi cerut vreodată Moise de la Dumnezeu vreo pedeapsă pentru cei care luptau împotriva lui. Eu cred că i-a iubit Moise pe toți și pentru mine Moise este un exemplu. Am auzit vorbindu-se despre blândețea lui David. Aici lucrurile sunt un pic discutabile, pentru că David a fost un om care a vărsat mult sânge în viața lui. El a împlinit voile lui Dumnezeu fără îndoială, dar nu știu dacă blândețea s-a găsit prin trăsăturile lui. M-am uitat la Iosif din vechime, un om care a suportat atâta nedreptate, credincios l-aș numi pe mijlocul nedreptăților. Și a venit o vreme în care avea la îndemână toată autoritatea să se răzbune. Poate că de-aș fi fost în locul lui, aș fi început cu soția lui Faraon. Dar poate cu mai marele paharnicilor. Băi, să vină mai marele paharnicilor aici. Știi că ți-am făcut un bine și mi-ai promis că vorbești și uite că m-ai lăsat încă 2 ani în temniță? Pentru ăștia 2 ani să știi că o să plătești. Nici vorba. Aș fi continuat poate cu nevasta lui Potifar. Să vină aici cu coana Potifar. Femeie, tu ți-aduci aminte de mine? Ți-aduci aminte că din cauza ta, cei mai frumoși ani ai vieții mele am stat în închisoare? Dar nu, n-a făcut nici asta. Au venit frații lui și nu-l cunoșteau. Și veneau cerșind pâinea. Iar el era marele demnitar care putea să spună da sau nu. După cum arăta degetul lui mare, în jos sau în sus, căpătau sau erau primiți cu traista goală înapoi în Canaan. Și nu i-a tratat așa. Iar mai târziu, când mi s-a făcut de descoperit și a venit vremea când tatăl lor a murit, ăștia se temeau, acum, cum murit tata, să vezi ce face cu noi. Dar Iosif le-a spus, măi, să nu vă treacă prin gând lucrul ăsta, că n-am de gând să mă răzbun. Omul blând este omul care nu se răzbună, deși poate să o facă. Omul blând este omul care nici nu se gândește la răzbunare, nici nu-i trece prin cap, nici nu se autosatisface la nivelul minții. Acum am în mâini, ce aș putea să le fac? Nici nu se gândește la asta omul blând. Frații mei, legat de blândețe, Domnul Iisus a legat o făgăduință. A spus că ei vor moșteni pământul. Cum se va împlini făgăduința aceasta, nu mi-ar ajunge timpul acum să încerc să explic și nici nu sunt sigur că aș ști să vă explic întocmai. Dar vreau să vedeți un lucru. Aici Domnul Iisus folosește cuvântul moștenire. Știți ce înseamnă moștenire? Ceva ce capeți, deși tu nu te-ai străduit. Se zbat oamenii să câștige pământul. Cât mai mult. Nu se mai satură. Au tot ce le-ar trebui, dar nu li se pare că-i destul. Și-ar vrea tot. Dacă l-ai întrebat pe un om din mai mari vremii de astăzi, când ar putea fi socotit și osătul, probabil că ți-ar spune că numai atunci când ar avea tot pământul sub controlul lui. Dar pentru asta ar fi dispus să facă cele mai mari sacrificii și mult sacrifică familia. Celor care sunt blânzi, Domnul Iisus le-a făcut o făgăduință. Ei vor moșteni. Nu vor prudi, nu se vor lupta pentru asta, ei vor moșteni, ei vor primi. Aș vrea să vă spun că se merită să ne luptăm, să fim blânzi. Se merită chiar dacă e vorba și numai pentru calitatea vieții de aici. Trăim într-o vreme în care cele mai multe boli au ca sursă principală stresul. Stresul în care trăim în fiecare zi. Ăsta ne face nouă mult rău. Dacă suntem oameni blânzi, așa cum Domnul Iisus ne învață, atunci stresul ăsta s-ar reduce foarte mult. Poate ar dispărea complet. Tensiunile dintre noi s-ar reduce la zero. N-ar mai fi certuri în familie, n-ar mai fi certuri la locul de muncă, n-ar mai fi litigii prin tribunale, n-ar mai fi nimic din toate astea dacă oamenii ar fi blânzi. Căci blând înseamnă, printre altele, să poți să suporți cu seminătate chiar și nedreptatea care ți se face. Nu-i ușor, dar spun încă o dată, se merită. Trebuie să ne dorim să fim blânzi, să devenim blânzi dacă nu suntem, să avem despre noi o părere cumpătată
și să avem o părere mai frumoasă decât până aici despre cei de lângă noi. Și apoi, zi de zi, lucrând la capitolul acesta, blândețe, va veni și Duhul Sfânt și ne va spune, uite, ce nu poți tu, eu voi pune eu în caracterul tău. Și vom vedea că în final vom fi niște oameni după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus a fost blând și ne-a chemat să pășim pe urmele lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și ar vrea să mulțumim Domnului pentru această dimineață, să mulțumim pentru cuvântul lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea putere să-L împlinim, ca să avem parte de acea făgăduință. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Amin. Să ne rugăm Domnului cu toți împreună.